Liderul Wagner, Evgeni Prigojin, plănuia să-i captureze pe ministrul apărării Serghei Șoigu și pe șeful statului major general Valeri Gerasimov, doi dintre cei mai importanți oficiali militari ruși atunci când și-a lansat revolta de scurtă durată. Complotul oligarhului presupunea prinderea celor doi în timpul unei vizite a lor într-o regiune de la granița cu Ucraina. După ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a aflat despre plan, Prigojin a fost forțat să-și schimbe planurile în ultimul moment și să pornească în marș spre Moscova. Mercenarii Wagner au preluat controlul asupra unei baze militare cheie din orașul Rostov-pe-Don, iar trupele se apropiau de capitala rusă când Prigojin a pus capăt revoltei. Există indicii că oficialii de top din domeniul securității rusești aveau cunoștință de planurile lui Prigojin, dar nu au transmis informații despre acestea. Ei ar fi preferat să aștepte și să vadă cum se desfășoară lucrurile. Chiar dacă însă revolta a eșuat, prestigiul lui Putin ar fi fost afectat. Disputa lui Prigojin cu un altul comandament al Moscovei pare să fi pornit de la o declarație a Ministerului Rus al Apărării, prin care a anunțat că va angaja direct contractorii Wagner. Mișcarea ar fi dizolvat în esență operațiunile profitabile ale lui Prigojin în Rusia. În cele din urmă, Prigojin ar fi ajuns în Belarus, a declarat președintele țării Alexander Lukashenko, care ar fi intermediat acordul ce a pus capăt rebeliunii.